Un jandarm a fugit în această dimineață de la sediul Jandarmeriei Române cu tot cu arma din dotare. Superiorii l-au căutat peste tot, chiar și acasă, dar omul parcă a intrat în pământ. Petre Nechita este acum la sediul Jandarmeriei și are mai multe informații. Petre, a mai creat jandarmul probleme până acum? Bună ziua, Oana, bună ziua tuturor. Din 2006, de când era încadrat în jandarmerie, subofițerul în vârstă de 43 de ani nu a creat probleme. Acum a trecut brusc dintr-o tabără în alta. Din apărătura legii este considerat un individ înarmat, periculos și căutat de către colegii săi. Dimineața a venit la muncă așa cum o făcea zi de zi și a luat arma în primire și a rămas în unitate aproximativ o oră, după care a dispărut fără urmă. Este căutat acum în diferite zone. Nu se cunosc însă motivațiile bărbatului. Superiorii lui spun însă că avea toate testele psihologice făcute la zi și nu se așteptau la un asemenea gest din partea sa. Oana? Petre, mulțumesc pentru informații.